Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, frați și surori, așa după cum v-am anunțat cu mai mult timp în urmă, ne vom gândi la un subiect biblic pe care l-am socotit foarte necesar și l-am intitulat De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Textul din Matei, capitolul 25, versetele 1 la 13, este încununarea la un context mai larg, care începe în capitolul 24, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre vremurile viitoare și despre pregătirea și așteptarea poporului său pentru ca alergarea lui să fie încheiată în glorie. Tot acest subiect care privește revenirea Domnului Iisus Hristos este provocat de întrebarea ucenicilor din versetul 2 al capitolului 24, acolo unde ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, când se va întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale la sfârșitul veacului? Profitând de oportunitatea aceasta a inimilor deschise, a interesului maxim, Domnul Iisus Hristos începe să vorbească. Și capitolul 24 și capitolul 25 este răspunsul Domnului Iisus Hristos la această întrebare a ucenicilor. În capitolul 24 sunt trei exemple care prezintă pe cel de-al patrulea pe care noi l-am citit din pilda celor 10 fecioare. Este vorba despre doi bărbați. Unul este luat, altul este lăsat. Este vorba despre două femei care merg la moară să macine, una este luată și alta este lăsată. Este vorba despre un cuplu care se odihnesc noaptea în patul lor și unul este luat, altul este lăsat. Mergem în capitolul 25, în pilda citită în această seară, și Domnul continuă ideea, dar de data aceasta, în loc de doi, unde unul da, unul nu, Domnul spune 10, 5 da, 5 nu. Cu alte cuvinte, principiul de 1 pe 2 rămâne. Pilda celor 10 fecioare este o pildă destul de diferit interpretată de-a lungul istoriei creștine. Ea, ca oricare altă pildă, are un singur adevăr fundamental, iar celelalte elemente ale pildei nu întotdeauna au valoare teologică. Această pildă, ca și cealaltă din capitolul 25, are drept scop înțelegerea lucrurilor viitoare. Deci scopul este escatologic, de la escatos, sfârșit. În seara aceasta, intenția mea nu este să interpretez pilda, ci intenția mea este să folosesc pilda în vederea prezentării acestui subiect. Dacă Domnul Iisus Hristos spune că în vremea sfârșitului unul din doi va fi luat, cinci din zece vor fi luați, asta înseamnă că o jumătate dintr-un întreg vor rata ținta, vor avea parte de faliment, iar jumătate vor avea succes, vor atinge performanța și vor intra în cerul la care au sperat o viață de credincioșie și slujire. Ținând cont de această realitate, m-am gândit că în seara aceasta pe care am dedicat-o tinerilor, să dedicăm acest mesaj generației lor, dar nu numai, și să ne concentrăm asupra acestor timpuri de tendință de secularizare și istoricizare a Bisericii lui Hristos, când așteptarea și pregătirea în perspectiva așteptării dă semne de oboseală. Și nu cred că există alt mesaj mai potrivit pentru vremurile acestea
decât o întrebare care să provoace conștiințe, o întrebare de genul, de ce aici suntem împreună doi, iar dincolo suntem despărțiți doar unul? De ce aici suntem împreună 10, iar dincolo suntem despărțiți doar 5? De ce aici alergăm împreună, cântăm împreună, ne strângem împreună și facem toate lucrurile împreună și avem senzația că veșnic vom fi împreună? Și vine acest mesaj al lui Dumnezeu care lămurește perspectiva lui Iisus Hristos din vremurile din urmă și ne spune 1 pe 2, 1 din 2 și 5 din 10. De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Cine anume face diferența? Ce anume face diferența în ceea ce mă privește pe mine? Vreau să știu asta. Pentru ca să mă păzesc să nu cumva la sfârșitul unei vieți în care am sperat că voi fi, să nu fiu, în care am sperat că voi avea, să nu am, în care am sperat că voi ajunge, să nu ajung. Acest mesaj, chiar dacă va fi prezentat scurt în momentele care au mai rămas, în inima și în mintea mea are drept scop să fie un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Voi aborda pilda aceasta nu ca o interpretare care elimină toate interpretările, nu am pretenția că voi spune toate lucrurile care se pot spune și eu voi merge prin pilda aceasta cu scopul să răspund doar la această întrebare. De fiecare dată când un predicator prezintă un subiect folosindu-se de o persoană sau o circumstanță, niciodată nu spune toate lucrurile. Și dacă vorbim despre o persoană ca cea despre care eu am vorbit data trecută, Iacov sau altele, și am scos în relief calitățile lui, asta nu înseamnă că nu are defecte, și dacă am scos în relief defectele lui, asta nu înseamnă că nu are calități, ci eu am scos în relief ceva anume ce corespunde scopului meu în subiectul pe care îl prezint. Și în seara aceasta, eu nu elimin interpretarea pildei, ci spun doar câteva considerații pe marginea subiectului care este provocarea acestei întrebări. De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Această pildă se aplică bisericii de dinaintea necazului cel mare, nu lui Israel și credincioșilor rămași în timpul necazului, pentru că, printre altele, aici venirea Domnului Iisus Hristos este instantanee și neașteptată, nu ca în timpul necazului, programată și cunoscută datorită perioadei limitate și împărțirii acesteia în cele două etape, 3 ani și jumătate plus 3 ani și jumătate. Intenția mea nu este să facem un studiu despre revenirea Domnului Iisus, nu este să răspundem la marile întrebări care n-au răspuns, ci intenția mea este să spun că dintr-un întreg al adunării, jumătate va fi luat și această jumătate va fi Biserica lui Iisus Hristos. Adunarea este o adunare publică a unor oameni care vin aici, iar la intrarea în sanctuar nu există nici o solicitare a unui license pentru a intra aici. Intră cine vrea. Poate să intre oameni nenăscuți din nou, poate să intre oameni implicați în avort, divorț, crimă sau adulter. Nimeni nu-i cenzurează la intrare. Este un loc public unde oamenii vin să se închine. Însă când Iisus Hristos se va întoarce, El nu va lua la cer acest întreg format din tot felul de oameni, ci va lua la cer doar oameni care au o natură spirituală asemănătoare cu a Lui, doar oameni care sunt umpluți de Duhul pe care El l-a trimis la Rusalii și doar plini de cuvântul pe care El l-a trimis, un cuvânt pe care trebuie să-L cunoaștem și să-L împlinim. De ce aici împreună și dincolo despărțiți? În primul rând, datorită diferenței nivelului de ulei din candelă. În buletinul duminical dumneavoastră aveți o schiță de predică foarte generală pe care puteți lucra dacă corespunde nevoilor dumneavoastră. În primul rând, datorită diferenței nivelului de ulei din candelă. O să vă rog frumos să eliminați orice prejudecată și să aveți o minte curată și liberă să privim gândul lui Dumnezeu din Scripturi. Observați, vă rog, că toate cele 10 fecioare au avut candele. Candela este o lampă folosită pentru luminarea în întuneric. Toate cele 10 fecioare au avut lampă, au avut candelă. 5 dintre cele 10 fecioare au avut și combustibil și ulei care generează arderea în lampă. Lampa au avut toate,
Dar uleiul care aprinde focul și care întreține focul, au avut numai 5 dintre ele. 5 au avut lampa goală, iar 5 au avut lampa plină cu ulei. O lampă goală nu arde și nu luminează. O lampă cu ulei arde și luminează. Una dintre diferențele care vor conta atunci, dar nu contează acum, este diferența nivelului de un de lemn din candelă. Este foarte importantă candela, însă la fel de important este uleiul care dă valoare și folosire candelei. Privind în cuvântul Domnului, ca niște cunoscători în parte acestui cuvânt, noi știm că candela este cuvântul Domnului. Psalmul 119 și versetul 105. Proverbe, capitolul 6, versetul 23. Cuvântul lui Dumnezeu este lampa, este candela pentru noi. Întotdeauna când Biblia vorbește despre candelă, în spatele acestui element material care face lumină, există simbolul cuvântului lui Dumnezeu care face lumină, care dă direcție și care risipește întunericul. Toate cele 10 fecioare au avut candela. Observăm că 5 dintre cele 10 fecioare au avut mai mult decât candela. Au avut în candelă ulei. Este bine știut și acceptat de fiecare dintre noi că unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt. Spuneam data trecută însemnând cândva în urmă, în Psalmul 133 este un exemplu superb al unui mod de ordinare a preoților din Vechiul Testament. Și Scriptura acolo vorbește despre unde lemnul turnat pe capul lui Aron, care reprezenta perspectiva coborârii Duhului Sfânt peste slujitorii lui Dumnezeu. Și Biblia spune că unde lemnul acesta este turnat pe cap, atinge barba și se coboară pe veșminte. Și spuneam atunci și repet în această seară că prima instanță care guvernează existența umană, alegerea, discernământul și decizia, este mintea, este capul. Când Duhul Sfânt vine într-un om, atunci omul acela va avea o minte schimbată. Instanța lui de judecată va funcționa diferit de înainte. De la firesc va funcționa duhovnicesc. Valorile existenței lui vor trece din plan firesc, păcătos, în plan duhovnicesc și sfânt. Prima instanță a existenței umane pe care o atinge Duhul Sfânt când vine în inima unui om, este mintea acestuia. Această instanță de judecată, unde se iau deciziile, unde se iau hotărârile, unde se selectează valorile. Nu există om care să-l conțină pe Duhul lui Dumnezeu și care să fie conținut de Duhul lui Dumnezeu cu o minte neschimbată. Prima dovadă a schimbării vieții unui muritor este faptul că mintea lui este schimbată de la firesc la duhovnicesc. Asta se exprimă în prioritățile lui, în valorile lui, în deciziile lui și în tot ceea ce face. În al doilea rând, Scriptura ne spune că unde lemnul coboară și se atinge de barbă, se atinge de această verbalizare a minții, adică gura. Un om care are o vorbire într-un fel arată cum îi este mintea. Este imposibil să aibă un om mintea curată și vorbirea murdară. Cum îi este vorbirea, așa îi este și mintea. A doua instanță pe care o atinge Duhul Domnului atunci când vine într-un om este vorbirea lui. Vorbirea devine condimentată, echilibrată, conține adevărul pe care îl conservă și Biblia spune să fie dreasă, adică concentrată cu sare și cu har. Aceasta este a doua instanță pe care Duhul Domnului o atinge atunci când vine într-o inimă. Și a treia instanță este abilitatea care vine din gustul și motivația omului de a se îmbrăca. Unde lemnul coboară pe veșminte și pe ciucurii veșmintelor, adică pe ornamentele vestimentației, pe partea de decor a vestimentației. Al treilea element care exprimă motivația interioară a unei inimi, a unei minți, este vestimentația. Vestimentația unui individ arată ce vrea el să expună în lumea vizibilă. Își expune credincioșia, își expune slujirea, își expune ascultarea și devoțiunea pentru Domnul, dedicarea și sacrificiu, sau își expune spre ispitire și ieșire în relief a trupului. Asta arată că mintea lui încă n-a fost curățită. Atunci când vorbim despre candelă, vorbim despre Evanghelia lui Iisus Hristos.
este fundamental pentru un om care vrea într-o zi să intre pe o ușă deschisă, nu să bată zadarnic la o ușă închisă, să înțeleagă că Evanghelia este candela. Însă în această candelă trebuie să fie puterea lui Dumnezeu. Spunea Iisus Hristos, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici candela și pentru că nu aveți niciun de lemnul. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile și vă rătăciți pentru că nu aveți puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos aici îmbină, într-o manieră absolut divină, Evanghelia lui Iisus Hristos, care este candela, este lampa, și puterea lui Dumnezeu, care dă energia de ardere, adică Duhul Sfânt. Și acum mă opresc și mă îndrept spre dumneata. Seara aceasta este una dintre seriile vieții dumitale. Dumnezeu te-a adus aici și știi care ți este motivația pentru care ești prezent. În această seară vreau să te privesc și în numele Domnului să te întreb. În ce măsură în viața dumitale există o candelă suficient de mare ca să facă lumină în întunericul în care trăiești? În ce măsură candela aceasta este suficient de mare pentru ca lumina răspândită să facă suficientă lumină? Apoi, în ce măsură pentru candela aceasta ai un de lemn pentru ca un de lemnul să umezească fitilul și să producă focul, să răspândească lumina? Atunci când vorbim despre ușă închisă sau deschisă, vorbim despre candelă, despre proprietatea unei candele, asta înseamnă voluntar, conștient și personal, și vorbim despre un de lemn, vorbim despre combustibil care să fie în lampă și să aprindă focul pentru lumină, poate chiar și pentru căldură. Prima diferență care atunci va deveni evidentă, dar astăzi nu contează, este diferența nivelului de ulei în candelă. Nu doar candela este importantă, nu doar uleiul este important. Astăzi întâlnim curente de gândire extreme și unii spun, este important cuvântul și toată ziua facem studii biblice. Alții spun, este importantă rugăciunea și postul și toată ziua ne rugăm și postim. Dumnezeu spune, este importantă Scriptura și este important Duhul lui Dumnezeu. Dacă vrei să te naști din nou, nu se poate face decât din apă și din Duh. Nu există creștin puternic fără Evanghelie și fără Duhul lui Dumnezeu. Nu doar Evanghelia este suficientă, ea este jumătate dintr-un întreg. Nu doar Duhul lui Dumnezeu este suficient dacă nu avem Evanghelia. Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă informația, ne spune ce să facem și Duhul lui Dumnezeu ne dă puterea de a împlini ce ne-a spus Cuvântul. Cuvântul spune, nu minți, dar eu în natura mea de om păcătos nu pot să nu mint. Cuvântul spune, nu pofti, însă eu nu reușesc să ajung la această performanță. Cuvântul spune, iubește și iartă, dar eu nu reușesc că-s din carne păcătoasă. Și atunci Duhul Sfânt vine în viața mea și atunci informația prinde putere. Eu, omul neputincios, pot totul în Duhul lui Dumnezeu care mă întărește. Stingerea lămpii este distrugerea sufletului. Citiți 2 Împărați 21 cu 17, citiți Proverbe 13 cu 5. Stingerea lămpii este distrugere. Al doilea lucru care face diferența și răspunde la de ce aici împreună și dincolo despărțiți, este datorită diferenței de interese și priorități. Observați, vă rog, pilda aceasta și veți constata că între cele 10 fecioare se creează o diferență. Primele 5 au un anume interes și o anumită prioritate, celelalte 5, deși erau împreună cu ele și păreau la grămadă, au alt interes și altă prioritate. Observați aici. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, nu au avut interesul să-și ia și unde lemnul. Pentru ele, candela a fost o prioritate, unde lemnul nu. Ele au spus, dacă avem cuvântul, este destul. N-au realizat că la fel de important este și puterea, este Duhul.
Ele n-au avut interes pentru Duhul lui Dumnezeu. Pentru ele a avea și un de lemn n-a fost o prioritate. Atunci nu s-a părut important, dar când mirele a venit, diferența aceasta a închis sau a deschis ușa. Priviți, vă rog, Matei, capitolul 24, versetul 37. Scriptura spune, în vremurile acelea, adică vremurile noastre și probabil până când se va întoarce Domnul, oamenii vor avea următoarele priorități și interese. Vor mânca și vor face un cult din a mânca, vor bea, se vor căsători, vor cumpăra, vor vinde, vor sădi și vor zidi. Toate aceste lucruri sunt priorități în lumea materială. Dumnezeu nu spune că aceste lucruri sunt rele, însă Dumnezeu spune că atunci când un creștin pierde din vedere, în primul rând, să se ocupe de sufletul lui și de o mâncare duhovnicească, de o băutură duhovnicească, de o construcție duhovnicească și de afaceri duhovnicești și este concentrat tot timpul și în mod exagerat la lucruri pământești, în momentul acela, interesele lui nu mai corespund pentru ca ușa să se deschidă. Nu spune Biblia că oamenii aceștia nu mai vin la biserică. Nu spune Biblia că oamenii aceștia îl blesteamă pe Dumnezeu. Oamenii aceștia au candela. Oamenii aceștia au o conduită morală. Dar oamenii aceștia au interese și priorități greșite. Ei se concentrează în mod exagerat asupra lucrurilor de pe pământ. Fac din căsătorie obiectul existenței lor. Din mâncare și băutură fac un cult. Stăm astăzi și bem cafele o oră în șir. Însă trebuie să recunoaștem cu rușine că n-avem timp să citim un verset biblic. Care Dumnezeu ne va duce pe noi în cer? Va fi nedrept dacă va face asta. Pentru că într-o zi a venit foc și pucioasă pentru Sodoma și Gomora. Și zice Evanghelia că în ziua aceea oamenii vor spune lui Dumnezeu, Doamne, ai fost nedrept. Observați astăzi modul de viață. La baza existenței noastre este lumea materială, este confortul pentru trup. Avem timp să stăm, să mâncăm, să bem, să sădim, să construim, însă n-avem timp să ne rugăm. N-avem timp să citim Biblia, n-avem timp să postim. Este cinstit? Este loialitate față de Dumnezeu? Cine ne face nouă programul acesta? Ce Dumnezeu s-ar mulțumi cu așa de puțin? Într-o zi, prietene, se va închide ușa. Eu aș putea să nu-ți spun lucrurile acestea în această seară. Dar pe mine Dumnezeu mă va trage la răspundere. Pentru că m-a chemat să le spun și din anumite motive meschine și subiective m-am ferit să le spun. Însă vreau în această seară să te atenționez. Dacă nu-ți vei face timp pentru lucrurile lui Dumnezeu, dacă nu te vei ocupa de candelă și de ulei în fiecare ziulică, pentru că nu știi când se întoarce mirele, o să rămâi afară. Și dacă această alternativă îți urâde, atunci mergi în continuare ca și până acum. Dacă nu înțelege, prioritățile sunt greșite, interesul este necinstit, și este dezechilibrat, înclinat înspre lucrurile materiale. Ai nevoie de rugăciune. Ia-ți soția și copiii dimineața și roagă-te. De ce nu faci asta? Ești un penticostal sau un baptist? Vorbim despre oamenii credinței de acum 50 de ani. Așa au făcut ei? Oamenii aceia posteau 2-3 zile pe săptămână. Și noi știm asta. Oamenii aceia au fost bătuți și duși din post în post, îmbrânciți ca niște animale. Și noi avem un confort exagerat. Cine ne oprește să nu postim o zi pe săptămână? Să nu ne strângem la rugăciune și să ne rugăm cu foc, pentru că se va întoarce Iisus Hristos. În ziua aceea, asta va face diferența. Diferență de interes și de priorități. Diferență de interes și de priorități. Observați-l pe Lot. Geneza, capitolul 13, versetul 12, se desparte de Avram. Și primul lucru pe care îl face este să se așeze în câmpie, lângă Sodoma și Gomora.
El a știut că nu trebuie să se ducă în Sodoma și Gomora, pentru că acolo era un anturaj care îi strica inima și familia. Și nu s-a dus. Dar observați, vă rog frumos, 6 capitole mai târziu, versetul 1, 19:1. Lot este găsit în Consiliul de Administrație al Sodomei. Stă la poartă cu bătrânii cetății. Face parte din bordul de lideri care conduceau cetatea. Și pentru asta plătește tribut ginerii lui și nevasta lui care este prefăcută într-un stâlp de sare. Scumpul meu frate, nu-ți spune nimic aceste amărăciuni petrecute în inima înaintașilor noștri? Într-o zi ușa ne va fi închisă sau deschisă în funcție de interesele și prioritățile care guvernează existența noastră. E bună mâncarea și băutura, e bună căsătoria, săditul și ziditul, toate-s bune. Însă este bună și rugăciunea, și postul, și citirea Bibliei, și părtășia frățească, și iubirea și iertarea. Toate aceste lucruri sunt bune. Iar dacă nu avem timp de ele, asta arată adevăratul nostru interes și adevăratele noastre priorități. Nimeni nu vă poate obliga să vă schimbați programul, dar nici Dumnezeu nu poate o fi obligat să bage în împărăția lui oameni care au iubit mai mult pământul decât cerul. Observați-l, vă rog, pe Petru cum cade, puțin câte puțin, și cocoșul îl trezește. Observați, vă rog, prioritățile despre care vorbește Domnul atunci când pune condițiile unui ucenic și spune: cine nu va lăsa pe mama, cine nu va urâ pe mama, pe tata, soția, chiar pe el însuși, nu poate fi ucenicul meu. Iată dar niște condiții, iată dar niște priorități, iată dar un interes. Ce înseamnă să-ți urăști mama și tata și să te urăști pe tine? Și Scriptura explică asta în altă evanghelie, acolo unde spune: cine iubește mai mult pe mama decât pe mine? Cine iubește mai mult pe tata decât pe mine? Cine face din el o prioritate mai mare decât din mine? Nu e vrednic, nu e vrednic, nu e vrednic! Frate și soră, sufletul dumitale este mai important decât orice. Dă-i lui Dumnezeu cinstea în primul rând. Fă din Iisus Hristos o prioritate, fă din închinare o prioritate, fă din lucrul lui Dumnezeu o prioritate, trăiește pentru Dumnezeu. Închei spunându-vă în al treilea rând, frați și surori, de ce aici împreună și dincolo despărțiți în al treilea rând, datorită indiferenței de atenție și veghere? Observați capitolul 24, versetul 39, este sugestiv, am să citesc: și n-au știut nimic. Oameni neatenți, oameni neveghetori, n-au știut. Dacă nu ești atent, nu știi. Dacă nu ești atent, te prinde pe stângul, pe picior greșit. Trebuie să fii foarte atent. Trebuie să veghezi, pentru că aici e o problemă de viață și de moarte. Dacă o unitate militară se păzește cu pază maximă și numai cu oameni care stau așa, în post, atunci împărăția lui Dumnezeu are condiții mai mici, mai indulgente? Observați păcatul de care se fac vinovate cele 5 fecioare rămase în urmă. Neatenție și neveghere. Au avut candelă, dar nu au vegheat să aibă conținutul necesar de ulei. N-au fost atente că a scăzut. N-au fost atente. Au pus odată un de lemn și au spus aleluia. Dar în cel mai important moment, uleiul, cantitatea de ulei se consumă și rămâne candela goală. Și de-abia atunci ele realizează tragedia în care se găsesc și dau pe foc: vă rog frumos, dați-mi ceva, un de lemn. Va veni o zi când degeaba vei mai striga să te umple Dumnezeu de Duhul Sfânt. Va veni o zi când va fi prea târziu să te mai rogi. Va veni o zi când vei veni degeaba în sala aceea și nu va mai fi nimeni. Pentru că oamenii aceia vor fi luați la cer. Poate nu va mai avea nici măcar cine să-ți deschidă. Va veni o zi în care va fi prea târziu să te mai pocăiești. Va fi prea târziu. Va veni o zi în care prea târziu te vei hotărâ să vii marțea sau în altă zi. Să strigi către Dumnezeu să te umple de putere și să-ți dea Dumnezeu ulei suficient. Va fi prea târziu.
Astăzi, vremea aceasta, este o vreme în care te așteaptă Dumnezeu să te oprești, să lași puțin la o parte mâncarea și băutura într-o zi de post, să lași puțin la o parte săditul și construitul, măritatul și însuratul și să spui, Doamne Dumnezeule, dacă ți-am cerut pâine pentru trup, acum dăm pâine pentru suflet și pentru familie. Astăzi este vremea să faci aceste lucruri. Dacă neglijezi această prioritate și ești neatent, într-o zi, această neatenție te va costa eternitatea. 5 fecioare doar cu candela, nu li se deschide ușa, codul se schimbă și cardul cu care ele vor să deschidă este insuficient, pentru că trebuie mai mult, trebuie puterea, trebuie ungerea. Trebuie unde lemnul și ne-am strâns aici ca să-L cerem și ne ținem după Dumnezeu să ne-L dea și insistăm și nu ne lăsăm și postim și ne rugăm și ne mărturisim și ne cerem iertare și venim din nou și din nou pentru că e vorba de sufletul nostru și de interesul nostru veșnic și nu obosim pentru că este vorba de veșnicia noastră și strigăm, Doamne, nu ne închide ușa, nici nouă, nici familiilor noastre. Nivelul de unde lemn din candelă, interesele și prioritățile greșite, neatenția și nevegherea sunt trei dintre multele lucruri care vor face diferența în ziua în care se va întoarce El. Înțelesul pildei este să-L așteptăm pe Domnul pregătiți. Sunt două elemente, așteptarea, ce faci. Pregătirea, cum ești. Închei spunându-vă o întâmplare imaginară. Pe un colț, pe un țărm, pe o peninsulă, unde valurile au foarte, foarte, foarte puternice, deseori vasele naufragiau. Și 12 marinari și-au făcut o meserie din a fi împreună și într-o barcă modestă și primitivă, se avântau în larg printre valuri și salvau marinarii naufragiați de pe vasele care se loveau de recifuri. Și asta le era meseria ziua și noaptea, să sriște viața aruncându-se în valuri și să aducă la mal oameni pe jumătate înnecați. Și au făcut asta ani în șir, an după an, și au salvat mii și mii și mii de oameni. Însă la un moment dat acești 12 marinari au ajuns celebri. Și oamenii salvați dintre valuri, dintre ei au fost și bogați, și puternici, și regi. Și au început să le dea suveniruri, și cadouri, și bani. A început să le ofere tot felul de fonduri. Și acești marinari au spus, este bine să ne facem un campus. Este bine să ne facem aici o clădire mare. Este bine să facem aici cadre medicale. Și pe cei pe care îi scoatem din apă, să avem pentru ei cameră. Și să avem pentru ei oameni care îi vor servi de prim ajutor. Și au început să construiască. Și și-au făcut un palat mare și plin de lux. Obiecte și tezauri de lux erau prezente acolo. Toate covoarele erau din pluș și ți-era milă să calci. Și într-o dimineață au ieșit din nou în larg, un nou vapor s-a scufundat. Și i-au adus din nou pe cei jumătate morți. Și i-au adus în palatul acesta cu covoare pline de puf. Și oamenii aceștia au vomitat apa înghițită. Și din ei s-a scurs tot felul de alge care s-a luat de pe apă. Și oamenii care făceau ordine acolo au spus, ce căutați aici? Murdăriți clădirea, murdăriți covoarele, ieșiți afară! Și cei 12 și-au dat seama că au ajuns pe un drum greșit. Că accentul lor s-a luat de pe oamenii care se înnecau și s-a pus pe instituții, pe lucruri materiale și pe proprietăți. Au vândut totul și s-au întors din nou la colibă și la barcă și au început din nou să salveze. Și au trecut din nou generațiile și copiilor au zidit din nou un palat și din nou covoare și din nou trezire și din nou colibă și din nou palat și din nou colibă. Și astăzi cei 12 suntem noi, într-o colibă salvând oameni înnecați, oferindu-le un prim ajutor ca să trăiască, că viața este de la Dumnezeu. Sau stând în clădiri de pluș cu secretare, cu apointmente, fără grijă de oameni și de sufletele lor.
Nu ne pasă să învățăm Evanghelia și să-i creștem în învățătura și în disciplina lui Dumnezeu. Aici suntem împreună, însă într-o zi vom fi despărțiți. Astăzi suntem cu toții, suntem aici sute de oameni, însă într-o zi la glasul trâmbiței, unii dintre noi vor rămâne aici și vor continua să aibă nevoie de bani, de carduri, de pâine, de apă și de restaurante. Timp în care o parte dintre noi, sfidând legea gravitației, atrași de o putere care guvernează suveran, se vor duce pe norii cerului care să-l întâlnească pe cel pentru care și-au cheltuit viața, banii și-au făcut din el o prioritate care le-a guvernat existența. În seara aceasta, în încheiere, dragul meu prieten, te privesc și te întreb. Ai candelă? Cât ulei ai în ea? Care ți sunt interesele și prioritățile care îți guvernează existența? Pentru ce muncești 12 ore? Pentru cine? Cât muncești pentru Iisus? Care ți sunt interesele și prioritățile? În ce măsură ești încordat ca un viteaz în post, fiind atent și veghetor când se va întoarce regele? Aici suntem împreună, dar într-o zi vom fi despărțiți de lucruri care par acum atât de simple și de neimportante. Aș vrea în seara aceasta să vă provoc și să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră, de jos sau de la balcon, persoane din biserică, din alte biserici sau de nicăieri. Întrebați-vă în această seară în ce măsură candela aceasta vă guvernează existența. Întrebați-vă în ce măsură este plină cu un delem sfânt și răspândiți o lumină care îl onorează pe rege și aduce o orientare pentru o lume pierdută. Întrebați-vă în ce măsură aceste lucruri sunt prioritare și aveți un interes profund care vă trezește din somn și care nu vă lasă și spuneți, oricât de obosit aș fi, nu-mi permit să nu mă duc. Mă duc pentru că mi-e rușine de El. El a venit în lumea aceasta și a murit pentru mine. Când nimeni nu m-a iubit, când am fost un gunoi, El a venit în lumea aceasta și a murit pentru mine. Și a întins mâinile pe cruce și aici au fost înfipte cuie de dragul meu. A stat singur pe o cruce, timp în care a fost părăsit și de Dumnezeu, pentru mine. Atâta demnitate mai am să mă duc pentru El. Am să mă duc, pot fi 2, 3 sau 100, mă duc acolo pentru rege. Am să dăruiesc pentru rege. Dacă dau într-o vacanță $1,000, am să dăruiesc și pentru rege. Și am să fiu atent la mersul vremurilor, pentru că sufletul meu și familia mea sunt importante. În această seară, dragul meu prieten, dacă vrei atunci să ți se deschidă ușa, atunci ascultă-mă. Acum este momentul să faci ceea ce trebuie. Acum suntem împreună, dar într-o zi vom fi despărțiți. O parte se vor duce acasă, iar altă parte vor rămâne în chin și în foc. Unde te vei duce atunci? Unde hotărăști acum? Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în această seară. Să cerem de la Dumnezeu har și binecuvântare. De aceea vă invit respectuos, frați și surori, haideți să stăm în picioare și să chemăm numele Domnului peste noi și peste familiile noastre. Să fim conștienți de responsabilitatea pentru propriul suflet și pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu ca un singur om și să cerem de la Dumnezeu lucru cu care vom rămâne veșnic și care nu ni se va lua niciodată. Iisus și veșnicia Lui. Ne rugăm împreună! Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.